Așa arată un loc de joacă din satul Drăgoiești, care aparține comunei Racovița din județul Timiș. Se vede că nu a mai călcat de multă vreme un copil. Nici nu ar avea ce să facă în acest loc de joacă, iar riscul să se producă o tragedie e foarte mare. La mai puțin de un kilometru, chiar lângă primăria care ar trebui să se ocupe de amenajarea locurilor de joacă, o fetiță de 5 ani a căzut de pe un topogan după ce o scândură putredă s-a rupt sub picioarele ei. Toate scândurile în acest parculet sunt putrede. Sunt putrede, nu sunt verificate. Și normal că un copil se pice. Eram cu privirea la mică, cât tot timpul mă uitam după ele. Când odată am văzut-o cu ochii, cum pur și simplu s-o rup scândura, s-o zdoată poc, o rămas rioară înțepenită până la mâine aici și odată am văzut-o jos. Pur și simplu mi s-o tăiat picioarele, mă lua cu călduri și nu mai știam nici ce se întâmplă cu mine. S-am întemenit toți în momentul în care ea a căzut, a rămas înțepenită, groaznic, mamă să nu fi și să vezi așa ceva. Imediat, micuța a fost transportată la spital pentru îngrijiri. Are mai multe răni și lovituri, nu și fracturi, pentru că nu a căzut de la distanță foarte mare. Și alți copii s-au accidentat în acel loc. Sunt ruginite, acușa iasă și lanțurile astea din ele sparte și odată își dă în față și pică. Am pățit-o odată. Indiferent cât de atenți sunt părinții, toboganele, leagănele și caruselele sunt degradate. Un adevărat pericol pentru cei mici. Am mai fost copii loviți, a fost un copil care a picat pe un topogan pentru că e deșurubat și mai e o fetiță și acum 4 ani și fetița mea, după un balansoar, doar că l-au tăiat de tot, ca să nu mai fie probleme. De la edilii locali din comună nu vine însă niciun răspuns. Chiar dacă acest parc este foarte aproape de curtea primăriei și există chiar un angajat dedicat pentru amenajarea și întreținerea locurilor de joacă, nimeni nu mai ține minte când a fost ultima oară renovat. Nu știu să vă spun cât de recent a fost făcut un control sau nu. Cu siguranță nu este normal. Și eu am copii, știu, dar... Și unde îi duceți la joacă? Bine, copiii mei sunt mari, dar tot la locurile astea de joacă. Aveți de 20 de ani, cam tot astea sunt. Imediat după ce fetița a căzut de pe tobogan, polițiștii au fost sesizați și au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Acum părinții vor merge la IMELE pentru un certificat care să constate rănile fetiței. Dacă sesizați cazuri de abuz și neglijență față de minori, puteți suna la numărul unic de urgență 119.